Mister, am o întrebare. Ți se pare, ți s-a părut fair play, normal, uman, moral, cum vrei, Dănuț Lupu să nu fie chemat la acest meci, să fie ignorat total? Dom'le, nu știu ce mai e normal în ziua de astăzi, pentru că eu, din păcate, cunosc atât de multe lucruri încât aș vrea să le uit. De exemplu, toată comicăria asta cu DNA-ul și cu toate astea are o cu totul altă pornire, o cu totul altă istorie care nu poate fi povestită, dar care este pentru oamenii care știu ce s-a întâmplat. Deci, Dănuț Lupu a fost un jucător decisiv în meciul cu Danemarca din 1989, la care am fost și am stat lângă un gentleman din toate punctele de vedere, Valentin Ceaușescu. Și am făcut atunci, țin minte, din centru până la Ghencea, care era plină, am făcut vreo 12 minute. Deci nu vreau să fac discut selecție și așa mai departe. După părerea mea, a fost un spectacol de luat ochii și banii unor spectatori. Și noi făceam în 1970. Generația noastră făcea niște meciuri, dar era generația Mexic 1970. Aici i s-a adus această poleală, i s-a spus de aur. Mi se pare exagerat. Știu și... Iar în această generație așa zisă de aur, eu am adus vreo 14 jucători. Nu s-a spus absolut nimic, nu mă deranjează, nici nu vedeam, n-aveam... mi s-a transmis Pângică Popescu că voi fi invitat... S-a uitat, m-am obișnuit cu uitarea. A, vi s-a transmis că o să fiți invitat și n-ați mai primit nici nimic, a? Nu, nici nu vreau, nici nu vedeam, chiar dacă eram invitat, nu. Eu m-am detașat de încerc să stau cât mai departe de... Păi bun, și așa sufletește apropo de acești 14 jucători pe care ați propus generația de aur, nu v-a durut puțin? Hai să-i luăm. Stelea este adus de mine la echipa națională. Dacă aveam la Cosițe... Era cu totul altă, dar Lumina l-a lăsat Consiliul Federal, care atunci a aprobat loturile, pentru că nu juca la echipa lui de club Salamanca. Apoi Dan Petrescu este adus de mine, Dumnezeu să-l ierte, Prodan este adus de mine, Mihal este adus de mine. Pentru Belotedis, ceea ce lumea nu știe, am vorbit cu președintele Iliescu și am schimbat prin Parlament o... lege care presupunea că ofițerii care rămân în străinătate sunt automat condamnați. Ei bine, am schimbat chestia asta, am anulat-o și am avut și surpriza că la prima discuție când am fost, am luat și pe Mugurel Forescu, care era celebru procuror de la procesul de lui Ceaușescu de la Târgoviște. Pe Mugurel l-am luat expert, dar n-am știut că înainte de meci Mugurel să așează la o sticlă și jumătate de whisky cu un profesionist, cu Milian Milianici. Păi, la Milianici nu se vedea absolut nimic, cu Mugurel nu se putea vorbi. Și a trebuit să iau eu să explic vicepreședintelui lui Steaua Roșie Belgrad situația juridică a lui Belotedici, că s-a trezit. S-a terminat, nu mai este pasibil de nicio pedeapsă, pentru că vicepreședintele lui Steaua Roșie Belgrad era procurorul general al Serbiei. Dar era unul care știa carte, care nu făcea contracte de armament cum le făcea... Da, e foarte interesant. Și după Belotedici, ziceți-ne pe toți, chiar îi vreau pe toți să ziceți. Belotedici, Selimeș și Dorinel Munteanu, în 1990 am introdus în echipa națională pe Lupescu și pe Răducioi. Apoi Stângă, Panduru, Timofte, ăștia toți sunt jucători aduși de mine la echipa națională în perioada până în 1994 și care au avut parte în proporție de 70% din participarea la Campionatul Mondial. Păi și de ce nu v-am văzut pe stadion? Da, mister, te rog să-mi răspunzi la întrebare. Merita Lupu să fie chemat la acest meci? Cu siguranță, pentru că să le aducem aminte că Mutu a fost unul din executanții... Lupu, a fost unul din executanții penaltiului la meciul decisiv cu Irlanda de la Genova. Chiar a bătut Scăriță.
care a bătut Scăriță. E adevărat că el până atunci nu s-a încadrat în schema de joc pe care eu o făcusem și care era legată și de calitățile... Dar cred că la cât a fost de mare a pus și lupul umor. Adică cred că merita și el să fie pe teren, nu? La meciul ăsta al generației. Eu am să spun un singur lucru. Lupul este unul din cele mai mari talente din istoria fotbalului românesc. Mă încumet și să-l compar sub altă formă de execuții pe care le avea Lupu, că este de nivelul lui Gică Hagi. Problemele lui Lupu sunt de cu totul altă natură. Dar el ca jucător a fost un jucător cu calități extraordinare. Extraordinare. Și, în fine, eu am încercat să fac la campionatul mondial, atunci în serii și în special, el n-a jucat pentru că am vrut să fac o echipă compact, o echipă competitivă, ținând cont și de calitățile adversarilor. Dar e o nedreptate totuși că n-a fost chemat la meciul ăsta. Dom'le, trăim într-un moment de imensă nedreptate în toate domeniile țării românești. Da, bine, probabil n-a fost chemat și pentru că a fost considerat un timp mai conflictual. Știți că el nu prea era n-a fost niciodată, să zicem așa, cu trupa asta de prieteni, care au fost prieteni, Hagi, Popescu, nu știu. Grupe total diferite. Da. Da. El n-a fost niciodată înghițit pentru că era un jucător. Adică ei nu, nici Hagi nu-l înghițea, nu? Pentru că Lupu în teren era capabil să facă de multe ori lucruri care erau superioare lui Hagi. Îți spun direct, Lupu pe lângă faptul că era un driblor extraordinar, pasator, simțea jocul, era un tip care protejea mingea de o manieră extraordinară. Problemele lui sunt de cu totul altă natură și au fost, dar în joc el a avut niște calități extraordinare. Să știți că Mircea Lucescu când a luat de la Galați atunci cu Anghelache nu l-a luat complet aiurea și el a avut un rol deosebit la Dinamo și chiar a avut un rol deosebit, aduceți-vă aminte, în meciul cu Danemarca pe care l-am câștigat pe Ghencea pentru calificarea la Campionatul Mondial de 9.